Nu intenționez să duc la crâng decât în condiții extreme. Hai să vedem ce naiba face. Ok, bun. Hai să vedem dacă reușesc să intru și pe chat, ar fi grozav. Le-aș găsi numai. Ar fi perfect. Sigur că nu găsim. Bun. Deja avem un spectator. Salut, salut. Bună seara. Bună seara, bună seara. Ok, avem verde clipitor. Corect. Pentru prima oară pot să zic că e corect. Așa. Asta am încărcat. Ok. Good, good, good. Andrei Cezar, salut, salut. Bine te-am găsit. Bun. Vrem și DSV-ul. Ok. Și da drum. Bun. Așa. Și activități destul de multe, destul de multe. Dar din păcate majoritatea sunt la București, numai. Acum o să testăm semnale. Deci, și ce mă interesează cel mai mult în clipa de față este pe bucățica de Chitila Chiajna și retur. Am aflat că în clipa de față firul circulația se desfășoară pe un singur fir, nu mai există fir fals și fir normal, ceea ce va trebui să modific aici. Momentan am avut indicații corecte.
Aici avem indicație de limitare. O să avem și fire pe aici în curând și scenerii. Rezolvă. Ok, bun. O să avem niște repetitoare suspendate, dacă ați mai văzut așa ceva. Pentru mine o premieră. Iată, doamnelor și domnilor, repetitoare suspendate. Asta de ce nu-mi indică nimic? Mă rog. Continuăm și pasta, până la bun, și avem în felul următor. Revestire cu viteză și direcții. Toate aprinse ca un brad de Crăciun, așa cum trebuie. Viteza pe macra 10, că aici este de 10 la oră. Andrei Ciza, am văzut semnalizarea, mai face figură random, acum merge bine și după un timp, fără să modifici, nimic nu mai merge. Băi, nu știu, acum am configurat-o, ar trebui să meargă. Până acum am avut totul corect. Ia, uitați-vă, mă, mă bagă pe falsă. Salut, CFR Timișoara!
Bun, mergem și ne luăm trenul de la Chiajna. Bun. Acum mai întrebăm chiar, nu? N-am avut timp să mai fac altă garnitură, așa că o să luăm cu trenul la militar. După noi. Acum te duci către Chitila? Nu, acum mă duc către Chiajna. Ok. Ce veți am uitat să pun semnul întrebării. Mi-am dat seama oricum ce vrei să zici sau ce vrei să întrebi. Bun. Asigurăm mașina. Bun, pantograf coborât. Schimbăm postul. Și avem așa, indicație, verde clipitor cu prevestire de 30 la oră către direcția ramificație Giulești. Iar la ramificație Giulești vom primi direcție Chitila. Ia să vedem.
Bun. Iar că nu mai știu să mai selectez pantografele. Ori mai merge butonul de la tastatură. Cum făceam, frate? Știu că era Shift O. Da, nu mai știu. Ambele pantografe selectate. Hai că asta știu. Da, nu știu ce se întâmplă. Mai încerc o dată. Da, în fine. Pantograf ridicat. Mergem cu amândouă pantografe. Ce dracu! Control P. Păi așa știam și eu că e control P, dacă nu merge control P, naiba. Deci nu ia. Da, e ceva ciudat, nu știu ce se întâmplă. În fine. Da, nu știu ce se întâmplă, ideea e că s-a întâmplat. Bun, am plecat. Ambele pantografe. Bun. Avem așa, din nou, 30 la oră pe vestire, cu Giulești. Urmează să avem limitare. Sare luna, tot așa.
Iată și limitarea, 30 la oră. Vom trece prin ramificația Giuliști. Apropo, am încercat să fac o clădire și am testat. Am băgat în joc cu blueprint în joc, mi apare în lista acolo, dar e invizibilă. De ce? E probabil nu i-ai setat lodul. Trebuie să-i dai denumirea max de 1, underline 1000 și underline numele clădirii. După care îi dai export și o aduci în joc. Dacă nu ai făcut chestia asta în 3 de max, o să ai problema asta. Apoi mai poate fi de la faptul că nu ai setat shader-ul corect, dar mă îndoiesc. Avem repetitor funcțional. Avem verde din nou. O să postez ruta sus. Va fi gata. Bun, și avem viteză cu direcție, 30 la oră pe direcția Chitila. Trecem prin ramificația Giulești. Acesta este firul care merge spre Colentina. E făcut și acela. La mulți ani, 15 mai. Ce se întâmplă pe 15 mai? Poate redeschid, cine știe. Am fost surprins să văd că a deschis firul ăsta. Și l-am și făcut. Poate ușor lucrurile încep să meargă în țara asta, cine știe. Foarte lent, dar sigur. Ok, am un repetitor care nu mi-a afișat nimic, ce dracu de efect.
Bun, avem verde clipitor la intrare. Pe directă. Dar cred că n-am configurat semnalele alea ca lumea. Se pare că nu mă duc înainte. Eram sigur. Bun, deci de știu, trebuie să configurez semnalele de intrare. Andrei Cezar, așa, am citit-o, deci pe, văd că sunt la curent cu ce-am. Ce ziceți, băieți, mergem la Câng? Apropo, urmează să fac și remiza GFR din Chitila. Bun, avem 30. Lumea așa de pe macaze. În viteza stabilită, 80. Mă ține pe falsă. Bun. Hai de la drum. Așa, că vine zona neutră, stai așa!
Zona de conectare locomotiva, zona neutră. Momentan e doar pe hârtie, nu este și făcută. De aici intrăm unde este zona. Conectăm conjunctor. N-am făcut greu. Bravo, Maria mea. Da, este un pic de treabă aici. În partea despre Chiajna, până la Chiajna Park, maxim. Mamă, ce greu trage. Bun, ce indicații avem aici? Bun. Direcția B. De ce B? Ok, aici trebuie modificat. Trebuie să mă pun pe mobile un pic.
Bun. Suntem în buftă. La linia 6. Hai pe Colentina. Pe Colentina? Băi, am făcut Colentina, m-am mizat că am luat. Hai să mergem până la Crâng. Dar nu știu dacă ajungem acolo, dar am zis, hai să vedem. Vrea cineva să ajungem până la Crâng? Andrei Cesar, vrem. Andrei Cesar, văd că dar tu vrei. Bun, în sfârșit, intrăm pe directă. Bun, dăm viteză.
Bă, și era un sentiment aici, în vagoanele astea. Executată lovitură cu stâng în dreptul. Ca Barosanu. Da, ceu, dar am făcut o prostie, firul protector, am făcut aiurea. Am modificat un anumit fir și am schimbat ceva greșit.
bă, băieți, nu mă aducem până la când, nu trebuie, să suntem noi aici. Nu știu la mi se întâmplă, dar a venit cu pompierul. Eu vă las, rămâneți bine. Testul ăsta a fost ok, dar am reparat unele lucruri, am stricat altele. Poate așa nu e să mă dau bătut. Arată frumos, e super, dar așa mă obosește, că deodată mă simt ca și cum ăsta este al doilea meu job. Poate că și e. Așa am nevoie de o pauză, de un simulator din nou. În fine. Până data viitoare, mă băieți, nu știu ce să zic, voi cum vă simțiți, sunteți bine, tăcuți din calea afară, văd că sunteți. Aici văd că am făcut bine, aici e ok. Deci se pare că tâmpenia a fost făcută undeva în apropiere de Periș, pe minus 2. Da, cam de aici. Oricum trebuie să iau toată harta la puricat acum să văd de unde începe Duda. Da, de aici începe. Ok, de aici până la Buftea undeva. Trebuie să modific. S-a notat. Ok, băieți, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă las. Numai bine. Ciao, ciao.